Bună ziua! Să știți că Blue este fix aici, în spatele camerei, în spatele ecranului și tot mai freacă cu boticul din când în când, așa că dacă se mișcă camera, să știți de ce. Noi am fost... azi e duminică, apropo, și noi numai ce ne-am întors din oraș am fost... adică n-am fost cu vreun scop anume. Am mers așa un pic prin magazine și... am luat și eu câteva chestii. M-am dus în Boots în primul rând pentru că mi se termină crema de față. Eu o folosesc pe cea de la Bioderma din gama Sebium Hydra sau Hydro, ceva de genul. Doar că nu am mai găsit-o acum în Boots-ul în care am fost și am zis că oricum voiam să testez o anume cremă de la Aven și am luat-o pe aceasta, Tolerance Control. Este o cremă care ajută la refacerea pielii. Cam așa este. Și este dintre aceasta cu pompiță. Cam așa. Să vedem. Ia chiar să pun puțin pe mână pentru că sunt curioasă de consistență. Să văd cam cum e. Sper că... gata. Nu pare nici prea grasă, nici prea light. Adică pare exact cantitatea care... adică nu cantitatea, consistența care mie îmi place. Da, pare hidratantă. N-are niciun miros, dar parcă și zicea că nu are parfum, parcă. Ori am citit eu prost sau pe altă cremă, în fine. Să vedem cum e. Momentan mai am un pic din cea de la Bioderma, o să o termin pe aceea și abia apoi o să o testez pe aceasta. Am luat și un gel de curățare de la Vichy. De fapt am în baie vreo 4 geluri și toate sunt așa pe fund, doar că parcă nu mai îmi place niciunul. Îmi plăcea foarte mult cel de la Acne Me, dar l-am terminat recent. Ce mai am? Mai am unul de la CeraVe, dar acela, sincer, nu prea îmi place și cred că o să-l și arunc. Acela mai are jumătate. Mai am unul de la Eastree sau ceva de genul, de la acel brand corean, pe care îl primisem de pe YesStyle, care e ok, dar pentru demachiat nu... dă randament atât de mult. Și mă rog, am zis hai să îl testez pe acesta pentru că știu că l-am mai văzut. Este pentru piele sensibilă și reduce disconfortul creat de apa dură. Să știți că apa de aici este destul de calcaroasă și da, destul de dură și am zis că hai să îl încerc. Sunt curioasă dacă are vreun miros. Miroase a castravete așa, e mirosul ăla fresh. Da. După care mi-am mai luat un puf de ăsta de baie. Și tot de la Boots mi-am luat un luciu de buze care e iadul pe buzele tale când îl aplici. Este vorba despre Lip Injection de la Too Faced. Este varianta așa mini. Și nu știu dacă se mai vede. Deci că sunt spuzită așa pe la buze pe aici. Ideea e că eu m-am dat cu el în mers. Mă uitam în telefon și m-am dat cu el și n-am văzut cum l-am aplicat. Și l-am aplicat un pic și... pe lângă și mi s-a umflat buza pe aici. Deci scopul lui este acela de a umfla un pic buzele. Mă rog, nu că îmi doresc asta în mod deosebit, dar am vrut să îl încerc. Pentru că l-am tot văzut Blue, nu-mi bea apă din pahar, iar măi, lasă-mi paharul în pace. Ziceam că l-am tot văzut și am fost și eu curioasă să văd cum, nu știu, cum e pe buze, cum se simte, dar băi, deci înțeapă atât de rău. Mă așteptam la asta, chiar mă așteptam, dar v-am zis, faptul că m-am dat pe lângă buză, că n-am văzut eu ca lumea cum îl aplic, mi-a inflamat și aici un pic buza pe lângă, dar aparent funcționează în ceea ce privește umflarea buzelor. Și cam așa arată el, nuanța este Bubblegum Yum. Acum văd că este extrem, ok, Lip Injection extrem, adică... senzația de înțepătură este mult mai puternică decât la cel clasic, pe care eu nu l-am încercat oricum. Dar să știți că dacă nu suportați această senzație de înțepătură, de pișcare pe buze, nu e pentru voi, pentru că e foarte puternică. Și am mai făcut o mică oprire și la TK Maxx. Știți ce înseamnă dacă eu intru în TK Maxx și dacă ies cu ceva? 90% din cazuri este un parfum, dar este un parfum pe care... îl aveam pe wishlist și dacă tot l-am văzut acolo la un preț foarte bun, am zis să-l iau. Este vorba despre Yes, I Am Delicious de la Cacharel și are sticla asta în formă de ruj, doar că este varianta aceasta maro, care miroase a ciocolată, a cacao, dar nu este un...
Nu este greu. Nu este grețos. Se simte foarte bine cacaoa. Se simte cacao, ciocolată în direcția asta, dar se simte și un pic floral, o floare albă, posibil o iasomie sau posibil o, poate, floare de portocal. Este foarte frumos și în un pic, într-o oarecare măsură, mă duce cu gândul la Lover Dose de la Diesel, un parfum care mi-a plăcut foarte mult și ăsta mi se pare că duce în acea direcție. Este un parfum sexy, după părerea mea. Foarte bine miroase, deci... Oh. Da. Mă bucur că... S-a scăpat, dat și în gură, aoleu. La gust nu e bun, deloc. Da, el vine și cu un căpăcel de ăsta așa, pe care nu cred că o să-l păstrez, sincer. Sau... Nici nu știu să-l păstrez. Nu știu, în fine. Dar, oricum, îmi place foarte mult. Și m-am bucurat că l-am găsit la TK Maxx. I-am dat pe el 21 de lire. Nu mai are prețul pe el. Avea prețul pe cutia de plastic în care era ambalat el. Dar v-am zis, îmi place foarte mult. Nu e un blind buy, știam cum miroase. Pentru vremea asta acum e perfect. Și cred că ar merge foarte bine în combinație cu Montal Chocolate Greedy, care este mult mai prăjituros, mult mai gurmand. Ăsta, de exemplu, chiar dacă miroase a cacao, a ciocolată, nu e neapărat un parfum gurmand, cel puțin după părerea mea. Dar cred că dacă l-aș purta în combinație cu Chocolate Greedy, iar potența acel miros de ciocolată. Foarte, foarte mult îmi place. Cam atât momentan. Noi o să mergem mai târziu la sală. Mai stăm o oră, două și după aia plecăm la sală și apoi o să fie așa o seară de relaxare. Mâine începem munca, așa că, na, trebuie să ne relaxăm. Nu știu dacă mai aveam să vă zic ceva, dar dacă mi-aduc aminte, revin. Am revenit. Numai ce am ieșit din duș, mai stau un pic cu prosopul pe cap pentru că vreau să se scurgă cât mai multă apă în el, ca să nu trebuiască să mă usuc prea mult. Nu știu dacă v-am mai zis, dar pentru mine uscatul părului este una dintre cele mai mari corvoade după vopsitul părului. În ceea ce privește toate procedurile astea de îngrijire, să zic așa, sau de înfrumusețare, deci vopsitul și uscatul părului mi se par atât de plictisitoare, anoste și enervante, dar trebuiesc făcute. Da, bun. Stau un pic aplecată pentru că scaunul ăsta este ceva mai înalt față de cel pe care l-aveam eu înainte, iar camera în momentul de față nu stă pe trepied, stă pe acel suport al meu de cosmetice și de asta stau un pic aplecată și mi se pare că arăt dubios. Dar ce voiam eu să vorbesc cu voi acum? Mă așezasem la măsuță aici și am văzut că este un mega, mega dezastru pe masă, deci este crunt. Și mâine aș vrea, sper să reușesc în primul rând, să fac curat pe măsuță și să fac iarăși un declutter la skincare și la make-up. Eu cred că am mai făcut unul relativ recent, undeva pe la începutul verii sau prin primăvară, dacă mi-amintesc bine, și știu că aruncasem atunci foarte multe produse și îmi dau seama că de la ultimul declutter sunt în continuare multe produse pe care eu nu le-am folosit. Ceea ce înseamnă că fie au mai expirat din ele sau probabil că dacă n-au expirat nici nu le mai voi folosi. Așadar, asta fac mâine. Și pusesem mâna mai devreme pe gicaperul ăsta de la Dr. Jart, care cred că va ajunge și el în produsele pe care le voi da din colecție. Mă rog, colecție, din stocul meu de produse, să zic așa. În primul rând, pentru că îl am de aproape un an, deci în curând o să expire, nu l-am mai folosit oricum de mult timp. Și am așa mixed feelings cu el. În primul rând, el cel mai bine merge aplicat cu mâinile pe ten, iar mie nu îmi place să-mi aplic fondul de ten, BB cream-ul cu mâinile, nu știu, mă mânjesc, trebuie să mă duc să mă spăl, dar n-ar fi asta problema, nu știu, mi se pare că cu burețelul se aplică cel mai bine, cel puțin în cazul meu, fondul de ten sau BB cream-ul. 2. Nu are musai acoperirea pe care mi-aș dori-o. Știu că este un BB cream, dar, spre exemplu, BB cream-ul ăsta de la Purito are o acoperire mult mai mare și se așează mult mai bine pe ten, spre deosebire de acesta. Ce mai era despre... Că mi-au venit acum niște gânduri despre el în cap. Ar mai fi faptul că nu se aplică uniform pe tenul meu, oricât de bine m-aș hidrata înainte. Mi se pare că nu... Nu știu, se aplică cake, așa, arată destul de rău pe tenul meu, nu înțeleg de ce, poate din cauza faptului că îl întind cu mâinile, dar v-am zis, el cel mai bine se
uniformizeze pe ten în momentul în care îl întinzi cu mâinile. Dacă vedeți voi, el este verde de fapt, dar odată ce intră în contact cu pielea, se transformă și preia nuanța tenului. Acum, nu știu, eu știu că foarte multă lume adoră acest produs și de asta l-am luat și eu cu niște așteptări destul de mari, pentru că nu este un produs ieftin. Nu mai țin minte cât am dat eu atunci când am luat, țin minte că era în set cu încă vreo două miniuri, cu o cremă și cu un ser sau ceva de genul. Acelea mi-au plăcut, dar el în sine nu este un produs ieftin. Adică, bine, eu am varianta de 15 ml aici și mă bucur din suflet că nu am luat varianta mare, dar vă dați seama că eu după un an încă mai am, cred că mai bine de jumătate în el. Mirosul nu i s-a schimbat. Nu știu ce să fac cu el, sincer, v-am zis, nu l-am mai folosit de cel puțin 3 luni. Pentru că în 9 dăți din 10, când l-am folosit, a bifat toate neregulile astea de pe listă pe care tocmai ce vi le-am zis. Sunt curioasă dacă voi l-ați folosit și dacă voi aveți cumva vreo altă părere despre el, sunt chiar curioasă. V-am zis, știu că foarte multă lume îl laudă ca fiind un produs foarte, foarte bun, însă mie parcă nu, nu știu, parcă nu mi-a plăcut atât de mult. N-a fost ce trebuie pentru mine. Eu l-am luat cu gândul să-l folosesc așa, pentru zi de zi, în momentele în care vreau să mă machiez, dar poate nu vreau să fac un full face, să mă dau cu fond de ten și cu toate alea, să mă dau cu ăsta, mă dau cu puțină pudră, puțin blush și am terminat povestea. Dar mi se pare că de câte ori l-am folosit, machiajul meu sau, nu știu, tenul meu per total nu arăta bine. Nu știu care e problema cu el, chiar sunt dezamăgită că nu mi-a plăcut, pentru că aveam mari, mari așteptări de la el și v-am zis, cred că o să ajungă și el în declutter. Așa am o impresie. Și oricum, planul meu este să reduc drastic colecția de machiaj, pentru că am foarte multe produse pe care nu le folosesc și nu mai, nu știu, a fost o perioadă, uite, de exemplu în liceu, când nu aveam decât un fond de ten, o pudră, nu știu, un blush și două rujuri și atunci îmi doream atât de mult să am și o colecție de aia mare de produse, cu produse de make-up, cum vedeam la fetele de pe YouTube de atunci. Și, bine, n-am ajuns niciodată la nivelul ăla să am dulapuri întregi de make-up, nici nu mi-aș dori în momentul de față, dar am avut și momente în care am avut colecție dublă sau poate chiar triplă față de ce am eu în momentul de față și mi-am dat seama că, păi, pentru ce? Pentru ce să am atâtea produse când eu oricum le rotesc fix pe aceleași, acelea care îmi plac cel mai mult și de restul uit, de ce să le țin dacă eu nu le folosesc? Oricum expiră, sunt bani aruncați degeaba și vreau să-mi creez oarecum o colecție de make-up capsulă. Știu că există acest termen la haine, nu știu dacă se folosește și la make-up, dar vreau să am acele produse bune pe care știu că le voi folosi mereu și mereu și mereu. Acum, na, tentația este mare la fiecare pas, de câte ori intru în magazin, pentru că sunt foarte multe produse care atrag priviri și pe care mi-aș dori să le încerc, de ce să zic că nu, însă încerc să fiu mai cumpătată. Dacă pe partea cu parfumurile nu mă mai oprește nimeni, măcar pe partea de make-up să mă rezum doar la câteva produse bune pe care știu că le voi folosi mult timp de acum încolo și pe care le voi tot recumpăra pentru că îmi plac atât de mult. Adică, na, uite, spre exemplu, pudra asta de la Huda Beauty. Deja o am pentru a doua oară pentru că îmi place foarte, foarte mult. BB cream-ul de la Purito, iarăși, este un produs pe care îl ador. Uite, chiar și paleta asta de contur de la Essence. Cred că e a patra sau a cincea oară când o am. Adică sunt produse care mie mi se potrivesc și pe care aș vrea să le folosesc mult timp de acum încolo și, na, poate la un moment dat o să mă tenteze să încerc poate un alt BB cream despre care știu sigur că este foarte lăudat sau o altă pudră care poate să o întreacă pe asta, dar nu vreau să se întâmple foarte des lucrurile astea, v-am zis. Vreau să mă rezum la o colecție de make-up mică cu produse super bune care mi se potrivesc și să nu mai am tentația de a cumpăra produse în prostie, să zacă într-un sertar sau într-un suport aici pe biroul meu. Da, cam ăsta e planul. Dar asta mâine, v-am zis, sper să reușesc să fac lucrul ăsta, pentru că am multe, multe de dat de aici. Și o să mă apuce iar nervii, că o să văd câte produse arunc pe care am dat banii degeaba, dar asta este, să-mi fie învățătură de minte. Oricum, de la ultimul declutter, cred că am fost destul de cumințică, zic eu,
pe partea de make-up, în sensul că nu mi-am mai luat atât de multe fonduri de ten, nu știu, concealer, pudre, așa cum făceam odată și sper să țin tot așa, poate chiar mai bine. Da, la rujuri. La rujuri, într-adevăr, mai am de lucrat, ca drept dovadă că mi-am luat azi unul nou, dar, na, o să lucrez și în partea aia. Bun, ce vreau să fac acum e să mă dau cu produsele mele de păr, să mă usuc. Și m-am hotărât că până la urmă vreau să încerc crema asta încă din seara aceasta, asta de la Aven pe care v-am arătat-o mai devreme, chiar dacă mai am încercat de la Bioderma, dar sunt mult prea curioasă de asta să văd cum se simte pe ten. Uite, ăsta e un alt defect de ale mele. Să zicem că eu am crema asta de la Bioderma, adică nu că să zicem, am crema asta de la Bioderma și să zicem că astăzi la magazin, când am fost la buț, aș fi găsit-o tot pe asta. Adică pe aceeași, să o recumpăr. Mintea mea îmi trimite niște semnale foarte greșite, în ideea că mă face să o las pasta deoparte, care mai are un pic în ea, și să încep pe aia nouă. De ce? Nu știu, dar mi s-a întâmplat de foarte multe ori să recumpăr un produs, chiar dacă cel de dinainte nu se terminase, și să vreau să-l încep pe ăla nou, chiar dacă produsul era identic. În cazul de față nu e identic, deci am oarecum o scuză. Oricum, trebuie să o folosesc și pasta de la Bioderma, nu vă gândiți că o să o las acolo să zacă. Cam așa funcționează mintea mea. Câteodată. Bun, mă pun să mă usuc pe păr repede, repejor și ne auzim după cu crema. Hai să mă dau mai întâi cu puțină cremă de ochi. Mai am foarte puțină în asta de la L'Oreal. Și apoi să vedem ce poate crema asta de la Aven. Vreau să vă zic că am tenul foarte uscat. Toată ziua l-am avut uscat, de fapt. Deși dimineață am făcut skincare-ul, dar nu știu din ce motiv. Adică poate că s-a mai răcit vremea afară și de asta tenul meu reacționează și devine un pic mai uscățel acum, pe perioada frigului. Cam așa. Să pun și o pompiță pentru, sau două, pentru gât. Și să vedem, v-am zis, crema asta promite să fie o cremă reparatoare și cum eu am multe semne post-acneice, mă gândesc că va avea un impact și asupra lor. O, dar ce bine se simte. Se simte foarte smooth, așa. V-am zis, miros nu are. Doamne, dar ce bine se simte. Recunosc că de foarte multe ori uit să mă dau și pe gât cu cremă. Și o fac doar așa când îmi aduc aminte. Vai, dar sunt îndrăgostită de felul în care se simte. Da, îmi place. Acum țin pumnii să, Doamne ferește, să nu am vreo reacție, cine știe ce de la ea, și să-mi meargă bine. Apropo, e 7 abia și afară deja dă să se întunece. Chiar vorbeam cu Adi zilele trecute că, nu știu, în niciun an nu m-a deranjat atât de tare faptul că se scurtează ziua cum mă deranjează anul acesta. Nu înțeleg de ce. Până acum, inclusiv și anul trecut, eram super bucuroasă când vedeam că... Sau super bucuroasă. Eram ok cu faptul că se scurtează ziua pentru că mă băga în modul ăla cozy. Seara când terminam munca era întuneric și, nu știu, aveam așa un sentiment de bine. De data asta, când văd că la 8 deja e beznă, nu știu, mă enervează. Nu știu de ce. Poate fi ceva legat de vârstă, că odată ce înaintezi în vârstă încep să nu-ți mai placă lucruri care îți plăceau înainte, dar mă enervează și știu că e ceva ce nu pot controla, așa că încerc să accept situația. După cum vă spuneam ieri, trebuie neapărat să mă ocup de măsuță de machiaj, să mă ocup și de sertare. Bine, aici, sincer, nu este atât de mare dezastru, însă vreau să renunț la câteva produse pe care nu le mai folosesc și nu le mai folosit, așa cum vă ziceam și ieri. Aici am paletele, aici e un pic dezastru. Iar în ultimul sertar, vai și amar, că acolo chiar sunt toate aruncate aiurea. Ce cred că o să fac? O să vă pun puțin pe fast forward și o să vă arăt la final cum am aranjat, pentru că o să vreau să fac și niște mutări pe aici și o să vă arăt și la ce renunț. Da, cred că așa ar fi cel mai ok, ca să nu vă țin cu orele aici și hai să vedem!
un piculeț mai bine, am mutat în partea asta acest suport rotativ pentru skincare. Dacă vă interesează, să știți că eu l-am luat de pe Amazon, dar l-am luat acum mulți ani, nu știu, 3-4 ani. Și mai am și suportul ăsta pe care l-am luat chiar acum recent de pe Shein. Este bun, dar ce mi se pare că se pătează un pic cam repede. Adică dacă pun mâna murdară de fond de ten, de exemplu, uite aici am încercat să șterg și nu s-a luat. Na, o să, nici n-am insistat eu foarte mult, dar în fine, mi-am pus aici măștile, mai am o cremă de la Elmi Plant, aici sunt produsele de păr, mai am aici produsele de la Acne Me și un gel de curățare mini, aici am SPF-urile, mă rog, SPF-uri, aici în spate am Cicaplastul pe care îl folosesc doar când am nevoie și aici am gelul acela din aloie pe care l-am luat pentru arsurile solare. Aici am produsele de skincare, ce mi-a mai rămas, câteva. Da, iar aici sus mai am încă câteva chestiuțe. Aici am păstrat doar 3 funduri, de fapt 2 funduri de ten și un BB cream. Astea sunt produsele pe care le mai folosesc pe post de bază câteodată. Câteva produse de buze. Aici mai am rujurile, pensulele, cutiuțe de bijuterii și șervețele. Și la fel și aici n-am dat foarte, foarte multe din ele, dar o să vedeți că am strâns destul de multe. Din palete n-am dat niciuna. Nu știu de ce de palete îmi vine greu să mă despart, chiar dacă nu am cine știe ce palete. Adică mă atașez foarte mult de ele și iar s-au strâns câteva, ar trebui să mai renunț din ele iar, dar momentan le mai țin. Bun, astea sunt produsele pe care am decis să le dau la o parte din tot palmaresul meu de produse. O să le duc la reciclat cel mai probabil și vă rog din suflet, vă zic de pe acum, să nu-mi dați mesaje cum s-a mai întâmplat, să vă trimit produsele vouă, pentru că, nu știu, am făcut declutter de vreo 2-3 ori pe YouTube și de fiecare dată am primit cel puțin 2-3 mesaje după fiecare clip în care mă rugați să vă trimit vouă produsele. Din motive lesne de înțeles, nu o să vă trimit produse expirate sau începute, evident, din motive de igienă, din motive de siguranță. Nu m-aș simți eu împăcată să știu că am trimis cuiva un produs expirat, cât despre cele care nu sunt expirate, dar sunt începute, maxim le-aș da către cineva foarte apropiat, dar nu le-aș da, nu știu, către cineva pe care nu cunosc, pentru că, v-am zis, nu m-aș simți eu împăcată cu ideea aceasta, așa că, na, vă rog să nu vă supărați pe mine, dar nu o să trimit aceste produse către nimeni. Bun, am renunțat aici la acest produs pentru păr de la Milkshake. El mai are cam un sfert în el. Am încetat să-l folosesc pentru că îmi luasem atunci după un produs de la Kerastase, dar de ce nu avem focus, mă întreb. Așa. Îmi luasem un produs de la Kerastase care mi s-a părut mult mai bun și pe acesta l-am dat deoparte, plus că începuse să mă enerveze mirosul destul de tare, miroseam parcă, nu știu, foarte puternic a lapte, plus că între timp a și expirat. Mai am aici o paletă de aproape 2 ani de la Wet n Wild, care este cu farduri cremoase. Ele sunt, de fapt, pentru făcut tot felul de desene pe față, dar eu am luat-o gândindu-mă că pot folosi, spre exemplu, acest mov pentru un machiaj, nu știu, ca bază pe pleoapă, pentru un machiaj mov mai intens sau lucruri de genul, dar ce să vedeți, nu am folosit-o, cred că nici măcar o dată, sau poate doar o singură dată pe post de eyeliner, nu mai țin minte. Ideea e că are deja 2 ani, ea zice că expiră în 2 ani, deci na, fiind și farduri cremoase, nu mă mai risc. O să arunc și acest spray de corp, nu este un deodorant, este un... Aba da, este deodorant, de fapt, eu nu-l foloseam pe post de deodorant, eu-l foloseam pe post de spray de corp. Dar s-a terminat, îl luasem din Turcia. Mai am aici un SPF spray de la Garnier, tot așa l-am de vreo 2 ani, cred, și nu l-am folosit decât jumătate. Eu îl luasem cu gândul, nu mai știu unde văzusem pe TikTok sau pe YouTube, că cineva îl folosea pe față peste machiaj. Însă mă ustură groaznic la ochi, chiar dacă el este varianta senzitiv și nici nu este destinat feței, este destinat pentru corp. După care o să dau la o parte această esență pentru ten de la O Ingredients. O primisem de pe YesStyle, dar v-am zis încă de pe atunci că, nu știu, mie nu mi se pare că esențele fac ceva anume, cel puțin pentru mine, și atunci, nu știu, vedeți că am folosit destul de puțin din ea și, na, nici nu știu în cât timp expiră asta. Ea venise cu o cutie și scria pe cutie, dar pe asta nu văd să zică în cât timp expiră de la deschidere, dar v-am zis, nu o folosesc. Dau și această pudră care a expirat, Maybelline Fit Me. Ea e o pudră bună, însă de când am luat-o pe cea de la Huda, n-am mai folosit-o deloc.
Și aceeași poveste este și pentru aceasta de la Seventeen. Este un brand din Boots care, mă rog, e bunicel, e destul de ieftin, dar pudra asta în sine nu m-a dat pe spate. Dau și cicaperul la o parte din motivele pe care vi le-am zis și aseară. Am aici două serumuri, tot de pe YesStyle, de care sincer vă zic că am uitat. Și între timp au expirat, pe ăsta de aici l-am folosit o perioadă, știu că mi-a plăcut, dar apoi am uitat de el și au expirat. Deci da, doar că la acestea o să păstrez sticluțele pentru că sunt dintre acelea cu pipetă și vreau să pun în ele ulei dintre acela de rozmarin combinat cu ulei de in, pe care să îl dau așa la rădăcină. Mai am aici o vitamina C, tot așa expirată, de la Garnier, care a fost ok, n-a fost mega wow, a fost okiuță. Aici am un mini de la un acid hialuronic de la Sturm, foarte mult mi-a plăcut. Și poate cândva îl voi recumpăra în variantă mare. Am aici trei concealere. Maybelline Fit Me, Rimmel, The Multitasker și aici mai am un concealer de la Aldi care limită pe cel de la Tarte. Astea din margine au expirat, iar cel din mijloc mă ustră foarte tare la ochi când îl dau și nu l-am mai folosit și evident că între timp v-am zis au expirat. Mai am aici un gel de sprâncene de la Seventeen, același brand din care e și pudra de, era și pudra de mai devreme, care s-a uscat. L-am folosit până s-a uscat, cu toate că el în sine nu fixa sprâncenele, doar le dădea așa puțină culoare și în zilele în care nu voiam să mă machiez, dar voiam să pun ceva așa rapid în sprâncene, îl foloseam pe ăsta. Am aici un o trusă de-asta de contur care din păcate se aplică în pete și nu am folosit-o decât de câteva ori. Mai am și acest fond de ten de la Collection, Lasting Perfection Matte. Să știți că mi-a plăcut destul de mult, el nu e terminat, era aproape pe terminate, doar că la fel, am impresia că a expirat, el expiră în 12 luni. Și din câte ține minte, cred că l-am de mai de mult. Un fond de ten pe care nu l-am terminat, dar îl arunc, este acesta NYX Can't Stop, Won't Stop. Prima dată când l-am avut, mi-a plăcut foarte mult, iar când am luat a doua sticluță, mi s-a părut oribil. Se așează atât de rău pe față, nu știu dacă i-au schimbat formula, dacă, nu știu, ceva s-a întâmplat cu el, dar nu mi se mai potrivește. Mai am acest SPF de la Severe, din care am folosit jumătate. Doamne, cât de tare poate să mă usture SPF-ul ăsta la ochi, nu pot să vă explic. Îi făcusem, cred că, first impression într-unul din vlogurile de pe la începutul verii și ați văzut atunci cât de tare mă ustura la ochi. Și l-am mai folosit așa, sporadic, fără să-l aplic în jurul ochilor, păstram distanță multă în jurul ochilor, plus că mi se pare că el are puțină culoare și parcă mă face portocalie la ten. Deci pentru mine, știu că este foarte laudat, dar pentru mine din păcate nu merge. Un SPF pe care l-am terminat și care mi-a plăcut foarte mult este acesta de la Garnier cu vitamina C SPF 25. Îl terminasem încă de pe la începutul verii, dar cumva am uitat să-l arunc de acolo din suportul de machiaje. Am aici trei nu pot să le iau pe astea în mână, trei farduri de-astea mono, unul de la Melchior, unul de la Tromborg și unul de la Technic. Toate sunt expirate, așa că le dau. Plus că am, nu știu, mi-am dat seama că eu nu prea folosesc farduri de-astea mono. Mai am aici un balsam de buze de la Frudia, pe care am decis să îl dau pentru că are peste un an la mine. Am folosit cam jumătate din el și, sincer, îl mai țineam așa doar pentru ambalaj, pentru că îmi plăcea foarte mult, dar a venit timpul să mă despart de el. Iarăși un produs terminat este această apă termală de la Beius. La fel, și pasta am terminat-o de destul timp, dar uitasem să o arunc de acolo cumva. Foarte mult mi-a plăcut asta. Este apă termală din Transilvania. Două balsame de buze care nu pot să zic că mi-au plăcut atât de mult. Acesta Dr. Popo și acesta de la Vaseline cu... Ambele sunt colorate, dar ăsta îmi făcea niște buze portocalii ceva de speriat, iar ăsta le făcea așa roșiatice. Un produs pe care n-am putut să-l folosesc, cred că nici măcar o dată, sau mă rog, l-am folosit odată cât l-am testat, este acest bronzer de la Sleek, care este foarte închis. Pentru mine, l-am luat vara trecută, deci are peste un an. Na, îl comandasem pentru că, așa, din swatch-uri și din ce văzusem pe net, mi se părea că mi s-ar potrivi, doar că este foarte, foarte închis. Am zis că, inițial, la ultimul declutter, am zis că îl păstrez, că poate îl folosesc pe post de fard de ochi, dar nu s-a întâmplat. Mai am acest blush lichid de la Revolution. Doamne, este oribil. E
absolut oribil. El, cred că imită ceva de la Lancome, dacă nu mă înșel, aveau ei niște produse de buze la fel ca ăsta, doar că v-am zis, ăsta e blush, groaznic este ăsta. Deci îl aplicam după ce mă dădeam cu fond de ten, evident, și muta fondul de ten absolut de fiecare dată. Mai dau și acest stick contour de la Primark, greșisem nuanța la el și era foarte, foarte galbenă când o aplicam pe față, între timp mi-am luat o nuanță mult mai potrivită și acesta îl dau deoparte. Iarăși un produs consumat pe care îl țineam acolo degeaba este acest ser cu niacinamide de la Gerovital, foarte, foarte bun. Și un produs de la The Ordinary, care nu mi-a plăcut absolut deloc, este acest granativ retinoid în squalan, groaznic, foarte uleios pe față. Știu că squalanul este un ulei în cele din urmă, dar ăsta e ceva rău, nu am putut să îl folosesc. Da, și astea sunt produsele pe care am decis să le arunc de această dată. V-am zis eu aseară că încerc pe cât posibil să nu mai cumpăr ca disperata produse despre care nu știu nimic și astfel să nu mai ajung la faze de genul. Oricum, mă uitasem acum așa succint la ultimul declutter pe care l-am făcut și atunci aruncasem mult mai multe produse. Atunci încă era în perioada în care cumpăram ca nebuna produse, dar de atunci, na, în continuare sunt multe, dar încerc să mă educ pe partea asta. Chiar credeți-mă că fac eforturi mari să nu mai cad pradă tentației și să cumpăr așa produse din impuls. Și cred că vă las și eu pe vlogul ăsta. Săptămâna asta am mai multe planuri așa, în care cred că o să vă includ și pe voi. Spre exemplu, aș vrea să-mi rearanjez colecția de parfumuri, aș vrea să fac trecerea de la hainele de vară la hainele de iarnă. Se aude un zgomot pentru că Adi gătește. Apropo, spuneți voi că eu nu am cel mai bun bărbat. Dimineața m-a așteptat cu micul dejun făcut. Acum s-a pus să facă, plus că a făcut curățenie prin bucătărie, acum s-a pus să facă paste cu fructe de mare și mereu mă răsfăț așa cu câte ceva. Ziceam că, da, deci vreau să fac curat la parfumuri, trecerea de hainele de la hainele de vară la hainele de iarnă și mai am așa chestii de reorganizat prin casă, deci sper să reușesc săptămâna asta să le fac, dar rămâne de văzut. Oricum, vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și nu uitați că ne revedem data viitoare. Pa, pa!